pentru că doresc, așa cum a zis și domnul ministru, doresc să aducem o contribuție serioasă pentru județul nostru. Aș vrea să văd că județul nostru ajunge iar în primele din România, cum a fost pe vremuri. Și având în vedere acum că avem candidați foarte buni în zona locală, vorbesc aici de Consiliul Județean, de domnul președinte al Consiliului Județean, de Primăria Reșița, de Consiliul Local Reșița, cred că și sunt convins că o să facem o figură bună și la nivel de București. Lucrând în echipă, colaborând de aproape și să și păstrăm legătura cu cetățenii județului, că până la urmă trebuie să fie cineva care te trage de mânecă sau măcar să-ți aducă în prim plan problemele cu care se confruntă ei. Oamenii se vor teme, fiindcă sunteți un medic căutat, sunteți un medic foarte bun al Reșiței, al județului și ce le transmiteți pacienților? Nu trebuie să teamă, pentru că spitalul are și alți medici foarte buni, nu sunt eu unicatul și singurul. Și din contră trebuie să privească cu încredere, pentru că bineînțeles că unul dintre țintele mele favorite va rămâne spitalul și sănătatea și să aducem o contribuție cât mai bună și cât mai serioasă și pentru spitalul nostru.